Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi vom face un nou traseu, evident episod din seria Excursii cu Vlad, în munții Piatra Mare, este traseul, dar nu pe vârf, un alt traseu, și este un traseu cu plecare din orașul Predeal, cartierul Ciople al orașului, până la cabana Susai. Un traseu destul de ușor, eu am mai fost pe el, dar n-am filmat și am vrut să și filmez. Haideți cu mine! Am vrut să vă arăt că din locul unde începe traseul către cabana Susai se poate observa vârful Postăvaru din masivul Postăvaru, un vârf destul de mișto unde n-am filmat deocamdată, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să filmez și acolo. Semnul care duce către cabana Susai este Dunga Roșie, de aici se rupe traseul, șoseaua de mașini, da, este și șosea către cabana Susai și traseul prin pădure pe care vom merge noi. Ne arată și câți kilometri parcurgem, până acum am parcurs 3 km și traseul acum este în urcare. Este o urcare un piculeț mai grea, dar o facem prin pădure urcarea. Suntem în continuare prin pădure, urcarea încă nu s-a terminat și urmărim în continuare marcajul. După cum vedeți, aici se țin și concursul de orientare turistică. Uitați, aici este amenajat, nici nu știam că se ține așa ceva, nu știu câte zile ține, dar am vrut să vă arăt și vouă. Și chiar sunt super tari ideile astea, felicitări celui care a venit cu ideea. Ia uitați ce idee ingenioasă, o față vesele desenată pe un copac tăiat. Și în continuare poteca către cabana Susai. Cabana Susai în trecut a fost vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu. Acum poteca a devenit mai accesibilă, este o plimbare destul de ușoară și frumoasă, dar și sănătoasă. Ne-am intersectat cu șoseaua. După cum vedeți, șoseaua către Susai este cam proastă, nu e asfalt. Și părerea mea e că nu prea se merită să veniți cu mașina, deși sunt persoane care mai bine vin cu mașina decât deloc, dacă sunt mai în vârstă sau prea mici. Noi continuăm pe jos oricum. Ia uitați! Continuăm traseul prin pădure, este în urcare deocamdată. E o urcare puțin mai grea, avem și marcajul. Și în momentul când vezi cabana în fața ochilor și observi că mai ai puțin și gata, s-a terminat urcarea, s-a terminat, ai ajuns și te poți relaxa în liniște și să admiri peisajul de acolo. Haideți, tragem tare, că mai avem puțin! Când vezi gard și că scrie proprietate privată, să nu te întristezi pentru că încă n-am ajuns la cabană. Asta este o clădire oarecare, ce vedeți voi aici. Și am zis să filmez și aceste floricele, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum se numesc. Acolo sunt alte floricele, chiar îmi place natura. E foarte frumoasă. Am ajuns și la cabana Susai după un traseu de cam o oră cu plecare din Predeal, un loc foarte frumos, foarte liniștitor, unde se poate mânca. Și haideți să vă arăt cum arată cabana și priveliștea de aici. Aici este terasa de la cabană, aici să mănânci aici. Uitați, au și grătar aici, fac preparate la grătar. Și interiorul cabanei. Arată destul de curat, îngrijit, față de alte cabane, e wow. De aici, de la cabana Susai, se văd munții Buceci și acolo este releul de pe Coștila. O poieniță plină de flori, foarte multe flori, foarte frumoase. Și aici avem o priveliște cu munții Neamțului, care fac parte din munții Baiului, doar că este partea lor mai înaltă. Aceasta a fost și excursia la cabana Susai, am făcut un traseu în munții Piatra Mare, sper că v-a plăcut, traseul este accesibil pentru mai toată lumea, în afară care mici porțiuni de urcare mai excesivă și din păcate am prins o zi noroasă, dar am zis lasă că e bine să vedeți
și cum e în zile mai puțin bune la munte. Un traseu mai fără peisaj, dar totuși cu pădure multă și o cabană minunată. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de sugestii pentru excursiile următoare, trasee montane, plaje, mănăstiri, peșteri, saline și alte obiective turistice. Până data viitoare, eu am fost Vlad, nu uitați de like și subscribe. La revedere!